Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit respectos să deschideți în Vechiul Testament, pagina 456, 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14. Este arhicunoscutul verset pe care l-am avut în săptămâna care a trecut. El a fost motoul săptămânii de post și de rugăciune. 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Amin. Mulțumesc. Reocupați-vă locurile, vă rog. Am petrecut o seară frumoasă. Mulțumim Domnului pentru că ne-a dat-o. Mulțumesc dumneavoastră, fiecăruia în parte, și celor care au slujit și celor care au fost slujiți. Am fost aici în prezența Domnului și încă suntem. Așteptările noastre sunt mari față de Domnul pentru că El este bogat și bun. Lăudat să fie numele Său. Versetul acesta biblic a fost motoul săptămânii de post și de rugăciune. De mai multe ori, în săptămâna care a trecut, frații au amintit despre el. În seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să predic din acest verset. Știu că Dumnezeu este bogat, El are suficientă mâncare pentru sufletul nostru. Subiectul predicii mele este tratament pentru păcat. Spun lucrul acesta pentru că oamenii sunt speriați de boli din ce în ce mai grave care bântuie pământul. Spitalele sunt pline de pacienți cărora medicii le administrează tot felul de tratamente pentru însănătoșire. Cea mai mare boală însă nu este pentru trupul fizic, ci este pentru suflet și este păcatul. Soluția lui Dumnezeu la modul general pentru păcat, pastila obișnuită, tratamentul obișnuit pentru boala aceasta este pocăința. Textul din 2 Cronici vorbește despre poporul lui Dumnezeu în calitate de pacient, despre pocăință ca și tratament și despre Dumnezeu care are calitatea de medic. Privind din perspectiva aceasta, versetul 14 din 2 Corinteni, capitolul 7, în primul rând vreau să vorbesc despre un popor sfânt. Poporul acesta sfânt este proprietatea lui Dumnezeu. Națiunea Israel a fost aleasă de Dumnezeu pentru a trăi în sfințenie și pentru a servi intereselor Domnului. Această alegere divină a fost o chemare la neprihănire pentru fiecare generație de evrei. Au primit totul de la Dumnezeu, aveau o singură responsabilitate majoră, sfințenia, neprihănirea. Lupta istorică a acestui popor a fost să devină sfânt și să rămână sfânt, în timp ce predispoziția naturii lor carnale, hăituită de ispitirile diavolului, era să trăiască în păcat, nu în sfințenie. Abaterile repetate de la standardele de sfințenie divină i-a predispus pe evrei la tot felul de pedepse din partea lui Dumnezeu, la tot felul de încercări și de necazuri. Aduceți-vă aminte ce a spus Domnul în Ieremia despre poporul acesta. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Poporul acesta sfânt este poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut o declarație cosmică. Voi sunteți poporul meu și eu sunt Dumnezeul vostru. Cine se atinge de poporul acesta intră în conflict cu stăpânul lor, cu Dumnezeu. Dumnezeu a promis să-i protejeze. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt, am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor și am hotărât să-i scot. Exod 3:7. Dumnezeu s-a hotărât nu doar să-i facă proprietatea lui și să-i protejeze, s-a hotărât să-i îngrijească. Dacă împrumuți bani vreunuia din poporul meu, săracului care e cu tine,
Să nu fii față de el ca un cămătar, să nu fii dur, să nu-l tratezi cu superioritate și de sus, să nu ceri camătă de la el, pentru că eu sunt Domnul și eu sunt Dumnezeul lui. Exod, capitolul 22, cu versetul 25. De asemenea, Dumnezeu pe poporul său, pe care l-a înfiat, pe care îl protejează, pe care îl îngrijește, a promis să-l hrănească. Am dat un loc poporului meu Israel și l-am sădit ca să locuiască în locul acela, în Canaan, să nu mai fie tulburat și să nu-l mai supere oamenii răi ca înainte. Îl voi duce în locul acela și va mânca din măslin pe care nu i-a plantat el. Se va hrăni va bea apă din fântâni pe care nu le-a săpat el și va mânca struguri dintr-o viță de vie pe care n-a sădit-o el. Dar eu, Domnul, îl duc acolo pentru că vreau să-l hrănesc. Eu-s Dumnezeul lui. Dumnezeul protejează. Așa vorbește Domnul despre toți vecinii mei cei răi, care se ating de moștenirea pe care am dat-o poporului meu Israel. Iată că îi voi smulge din țara lor, îi voi smulge din casa lor, îi voi smulge din Iuda, din mijlocul poporului meu. Ieremia 12 cu 14. Așa a vorbit Domnul, a tunat și a fulgerat împotriva vecinilor evreilor, care îi tulburau, care săreau asupra lor să-i învingă, să le ia țara, să ceară bani de la ei, să le ia feciorii pentru armată și să-i batjocorească. Dumnezeu a vorbit împotriva acestor asupritori. Pentru că Dumnezeu se ține de cuvânt. Poporul acesta sfânt, însă, în textul de față, are calitate de pacient, fiindcă este bolnav. Boala acestui popor nu este o boală de ficat, de plămân sau de inimă, de stomac sau de genunchi, este o boală sufletească, este o boală spirituală. Poporul acesta este bolnav de păcat. Și-a pierdut pasiunea pentru neprihănire și are obsesie pentru păcat. Și totuși, Dumnezeu spune, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, observați, poporul meu este proprietatea lui Dumnezeu, peste care este chemat numele meu. Avram a venit în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte și acolo a chemat numele Domnului. Peste cine a chemat numele Domnului? Peste el, familia lui lărgită, călătoria lui și peste misiunea lui. Și Dumnezeu a spus, dacă poporul peste care este chemat numele meu se va ruga, eu îl ascult. În primul rând, fiindcă este poporul meu, e proprietatea mea. Și în al doilea rând, peste el e pus numele meu. Apoi, voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Dumnezeului meu. Și Dumnezeul care va răspunde pe foc, prin foc, acela e adevăratul Dumnezeu. A doua persoană care cheamă numele Domnului pe lângă Avram este Ilie. Ilie cheamă numele Domnului. Sute de proroci ai lui Baal cheamă numele Dumnezeului lor. Dar Dumnezeul lor însemna un papițoi din piatră, din lemn, o înfățișare, o imaginație, care era dăltuită, purta un chip de om sau de animal, care nu putea vorbi, nu putea răspunde, nu putea ajuta. Și răspunde Dumnezeul cerului și al pământului prin foc, de ce? A fost chemat numele său. Dacă faci parte din poporul Domnului, ești un om binecuvântat. Dacă peste dumneata este pus numele Domnului, ești cel mai binecuvântat. Pe lângă Avram și Ilie, priviți vă rog pe David. Și David împreună cu tot Israelul s-a surit la Baala, la Chiriarit Iarim, care era lângă Iuda, ca să ridice acolo chivotul Domnului, înaintea căruia este chemat numele Domnului. Și a chemat numele Domnului, ca și Israelul odinioară. Biserica lui Dumnezeu astăzi, oamenii născuți din nou, dintre neamuri, înnoiți prin credință și pocăință, prin Duhul și prin cuvânt, sunt astăzi proprietatea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu are nimic mai scump în lumea aceasta decât biserica sa. Marele virus al bisericii lui Dumnezeu astăzi este păcatul, în timp ce marea responsabilitate a acestui popor este neprihănirea. Biserica însă este sfântă prin prezența lui Dumnezeu în mijlocul ei, dar este nesfântă prin prezența oamenilor din biserică în mijlocul ei. Biserica este sfântă și nesfântă în același timp. E sfântă pentru că e Dumnezeu prezent aici și El e sfânt, și e nesfântă pentru că suntem noi aici. Depinde din ce punct de vedere privești biserica.
Dacă o privești din punct de vedere al prezenței sale, biserica aceasta este desăvârșită. Asta a avut în vedere când Balaam a spus din partea lui Dumnezeu despre milioanele de evrei care trăiau în păcat în călătoria spre Canaan. Nu văd nicio nelegiuire în Israel. Nu vezi nicio nelegiuire în Israel? A vorbit asta din punct de vedere a privirii iubitoare a lui Dumnezeu care se uita la poporul său și care transmitea mesajul acesta către dușmanul lui Israel, și Dumnezeu nu vorbește de rău pe poporul său în fața dușmanilor. Niciun soț echilibrat nu-și vorbește de rău soția față de alte persoane. Părinții pe copii, copiii pe părinți, soțiile pe soți. Noi ne rezolvăm problemele în familie, nu ne discutăm familia în afara familiei. Nici Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu a vorbit de bine pe poporul său, în ciuda faptului că erau oameni ca noi. Dumnezeu spune, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, tot ce urmează este vorba despre ei, nu despre oameni care nu fac parte din poporul Domnului, doar despre poporul Domnului. Aceasta este moștenirea lui Dumnezeu. Aceasta este bogăția lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus filoane, stâlpi de aur în pământ și oamenii descoperă pietricică cu pietricică și se bucură și se omoară pentru el. Dar asta nu este important pentru Dumnezeu. Dumnezeu a pus diamante în pământ, dar astea nu sunt importante pentru Dumnezeu. Dumnezeu a văzut cum se tipăresc dolari și euro, dar ăștia nu sunt importanți pentru Dumnezeu. Ce are Dumnezeu important pe pământ este omul acesta, bătrânelul acesta, bătrânica aceea, tânărul acesta, săracul acesta, emigrantul acesta, oamenii aceștia care sunt poporul lui Dumnezeu. Ca la lumina ochilor lui ține Dumnezeu la oamenii aceștia, pentru că sunt poporul lui și pentru că numele lui e pus peste ei. Importanța și valoarea acestor oameni este numele Domnului care este pus peste ei. Numele Domnului care este pus peste ei. Ascultă-mă, să trăiești cu demnitate în lumea aceasta, fiindcă peste tine și casa ta este pus numele Domnului. Să trăiești cu cinste și cu onoare în lumea aceasta, fiindcă peste dumneata și casa dumitale este pus numele Domnului. Să nu te temi când vin valurile, pentru că peste dumneata și peste casa dumitale este pus numele Domnului. Dacă se trebuie să te duci o zi sau două la spital sau să întârzi cu morghici o zi sau o lună, să nu te temi, peste dumneata este pus numele Domnului. Asta îți dă cea mai mare valoare pe care o poate avea un muritor sub soare, să facă parte din poporul lui Dumnezeu și peste el să strălucească eticheta divină, numele celui preanalt, Dumnezeul cerului și al pământului. Despre oamenii aceștia este vorba. Pentru aceștia se luptă Dumnezeu, un popor sfânt, dar are calitate de pacient, fiindcă are tot felul de dureri, dar nu în trup, sunt dureri spirituale, datorită nevegherii, datorită alunecărilor, datorită slăbiciunilor protejate, cultivate, un popor sfânt, poporul Domnului. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint, ca și tratament de data aceasta, a pacientului, poporul sfânt, este o viață sfântă. Biserica este desăvârșită prin justificarea făcută de Mântuitorul Iisus Hristos în urma pocăinței inițiale prin credință, dar este nedesăvârșită în urma sfințeniei ca și mod de viață. Meastră, știți că sfințenia este de două feluri, inițială și permanentă. Inițială este atunci când omul se pocăiește, vine înaintea Domnului și spune, Doamne, sunt păcătos, îmi mărturisesc păcatul, iartă-mă. Atunci omul acesta, prin pocăință și credință, este justificat prin sângele Domnului. Asta e o sfințire inițială, dar asta este doar atunci, cu privire la trecut. Acum Dumnezeu îi spune, ai în față viitorul, te înnoiesc prin Duhul, te consolidez prin Scripturi, pun numele meu peste tine, te nasc din nou, pun peste tine Duh de înțelepciune. Acum trebuie să trăiești diferit. Și să te lupți pentru ca să nu mai păcătuiești, să fie nevoie să vin eu să-ți iert păcatul. Această sfințenie nu mai este de moment, ca cea când ești în față să te pocăiești, ci este procesul vieții care ține o viață. Din punctul acesta de vedere, biserica nu mai e desăvârșită.
Ca și justificare, act inițial, momentul când cere pocăința, e desăvârșită. Pentru că ce iartă Dumnezeu e iertat de tot. Dar după aceea începe viața. Luni, marți, miercuri, joi, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Procesul vieții, săptămână după săptămână. Din punctul acesta de vedere, biserica nu mai este desăvârșită. Și tocmai acesta este tratamentul, desăvârșirea, pocăința, neprihănirea. Spuneam, o viață sfântă pentru un popor sfânt, un tratament pentru un pacient. Poporul lui Dumnezeu trebuie să se smerească. Aceasta este prima pastilă, prima tabletă din cele care stau pe noptiera pacientului, a poporului sfânt. Poporul trebuie să se smerească. Nu vorbește Dumnezeu de cei de afară? Poporul meu, peste care este chemat numele meu, trebuie să se smerească. Dragii mei fanfariști, surori și frați, frați slujitori, surori, frați, oameni în vârstă, tineri, coriști, frați și surori de la balcon, slujitori, neslujitori, acceptați că în seara aceasta, începând cu mine și terminând cu dumneavoastră, sau începând cu dumneavoastră și terminând cu mine, Dumnezeu spune poporului său, trebuie să te smerești. Trebuie să te smerești. Trebuie să te smerești. Trebuie să te smerești. În ce privință? În toate privințele. Când? Mereu. Trebuie să te smerești în vestimentație. Trebuie să te smerești în valoarea de sine, părerea ta despre tine însuți. Trebuie să te smerești în relația cu oamenii. Trebuie să te smerești în slujire. Trebuie să te smerești în toate domeniile vieții. Trebuie să te smerești. Acesta este tratamentul lui Dumnezeu, prima pastilă din cele câteva cutiuțe care stau pe noptieră în calitate de pacient. Trebuie să te smerești. Te rog anul acesta, puneți în minte următorul lucru, trebuie să te smerești. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, va lua tratament pentru că e pacient, va lua tratament și prima pastilă este smerenia. Puneți în minte să te smerești mai mult. Atunci când vorbești, încearcă să fii mai echilibrat și mai smerit. Să nu mai prezinți doar calitățile, să încerci să impresionezi, să încerci să spui altuia că ești mai grozav decât ești, că ești mai sfânt decât ești. Să nu mai faci asta. Nu ți este de niciun folos. Mă impresionezi pe mine un muritor ca dumneata și ce câștigi? Dumnezeu se uită din ceruri. Și este trist și plânge. Dumnezeu îți spune anul acesta să te smerești. Să te smerești. Dacă poporul meu, peste care e chemat numele meu, se va smeri. Poporul lui Dumnezeu trebuie să se smerească. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Dumnezeu de la tine decât să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Mica 6 cu 8. La înfățișare a fost ca un om. S-a smerit. Și s-a făcut ascultător până la moarte. Filipeni 2 cu 8, e vorba de Domnul Iisus. Smerenia aceasta poate fi de două feluri. Mai spuneam despre două feluri joi, dar acum spun despre alte două feluri duminică. Smerenie din inițiativă personală și smerenie impusă de Dumnezeu. Smerenia din inițiativă personală. Eu vă spun mai degrabă că omul acesta s-a coborât acasă socotine prihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Doi oameni vin să se roage. Nu-i pune Dumnezeu în niciun necaz, în nicio circumstanță de încercare. Însă unul dintre ei, un vameș, un om păcătos care umbla cu prostioare, cu tot felul de compromisuri, vine înaintea Domnului și spune, Doamne, mi-ar place să-ți spun, ți-am adus multe. M-am ocupat de tine, te-am onorat, Doamne, că meriți, dar nu pot să spun asta, Doamne, că sunt un mojic, sunt un compromis, sunt un om păcătos. Doamne, mă smeresc în fața ta, primește-mă. Celălalt, mândru de religiozitatea lui, îl disprețuiește pe bietul care se mărturisește și despre sine spune, sunt grozav, am merite. Dumnezeu se uită la ei și spune, l-ai văzut cum s-a smerit din inițiativă personală. Nu l-a obligat nimeni, n-a venit niciun necas peste el să-l forțeze să se smerească. Nu s-a îmbolnăvit să zică, Doamne, mă smeresc ca să mă vindeci. În condiții de normalitate s-a smerit la inițiativa lui. Există o smerenie din inițiativă personală și pe asta o iubește Domnul foarte tare. Uneori,
Un om cu un trecut rău se smerește și un om cu aparențe bune nu se smerește. Însă există și o smerenie impusă de Dumnezeu. Nebucadnețar este împărat peste Babilon. Are 3 tineri din Israel și mărturia lor mai repede să ardă decât să se compromită. Îl are pe Daniel și mărturia lui. Mai bine să moară decât să se compromite. Și omul acesta are mărturia acestor bărbați din Israel și nu se smerește. Și vine Dumnezeu și îl obligă să se smerească. Împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu e acesta Babilonul cel mare pe care l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească pentru puterea bogăției mele și slava mea? Nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas a coborât din cer și a zis, află împărate că ți s-a luat împărăția, te voi izgăni dintre oameni, vei locui la un loc cu fiarele, îți voi da să mănânci iarbă ca un bou și vor trece peste tine 7 vremuri până când te vei smeri și vei recunoaște că eu sunt Domnul. Daniel 4, de la versetele 16, de la versetele 26 până la 37. Și omul se smerește, dar obligat de Dumnezeu, nu de bunăvoie. Nu din inițiativă personală, ci impus prin suferință, prin necaz. Te pune Dumnezeu la colț și te împinge un pic și nu mai poți suporta și începi să țipi și atunci te smerești. Vezi viața de jos, nu de sus. Când o vezi de sus, o vezi cum îți place. Când o vezi de jos, o vezi cum trebuie. Există o smerenie pe care o alege omul din pocăință și aceasta este fericită. Și există o smerenie pe care omul nu mai are încotro, o acceptă când îl pune Dumnezeu la colț și când strânge teascul să mai iasă o picătură de unde lemn din el. Și smerenia asta e folositoare, dar este impusă de circumstanțele vieții. Sunt și oameni care nici măcar în felul acesta nu se smeresc și nu vor să accepte smerenia lui Dumnezeu în încercare. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani din pustie, ca să te smerească și să te încerce, pentru ca să-ți cunoști pornirile inimii și să vadă Domnul dacă păzești sau nu poruncile tale. Un an și jumătate din Egipt până în Israel. O jumătate de an călătoria, un an de zile stau în jurul muntelui ca să primească cele două table, bucăți de piatră, cu legile scrise de degetul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia nu se smeresc. Dumnezeu îi predispune la foame și le dă păsări din cer și nu se smeresc. Îi predispune la sete și scoate apă din stâncă și nu se smeresc. Îi face vulnerabili în nisipul ăla unde aveau nevoie de harul Domnului și nu se smeresc. Și mai presus decât orice, se întorc cei 12 spioni din țară și ei erau dincoace de râul care era granița dintre pustie și țară. Și ăștia vin cu tot felul de zvonuri, sunt uriași în țară, Domnul nu e în stare să-i nimicească, ăștia ne omoară. Și poporul spune, aoleo, de ce ne-a adus Moise până aici? Și Dumnezeu se supără și spune, nici acum nu vă smeriți. Tot firește puneți problema. Nu m-ați văzut cum i-am omorât pe egipteni, cum v-am dat păsări din ceri, apă din stâncă, cum m-am luptat pentru voi. Nu vă suport să intrați în țară, pentru că nu v-ați merit. Nu numai de bunăvoie, nici obligați, întoarceți-vă în pustie. 40 de ani o să vă învârtiți în cerc până când generația aceasta moare și intră copiii voștri, că măcar ăștia nu au dovedit necredincioșia pe care ați dovedit-o voi. Sunt oameni care se smeresc de bunăvoie. Aceștia sunt creștinii de frunte. Sunt oameni care, datorită circumstanțelor negative ale vieții, se smeresc. Aceștia sunt creștini care devin de frunte. Și sunt oameni care nici măcar nenorocirile vieții nu-i conduc la pocăință. Se fac din ce în ce mai răi, se fac din ce în ce mai împietriți, devin din ce în ce mai împotrivitori, din ce în ce mai răutăcioși și îi presează Dumnezeu și nici măcar atunci nu-L laudă pe Domnul. Este ciudat, dar este adevărat. Dacă vedeți astfel de oameni în biserică, în lumea spirituală de astăzi, să nu vă mirați că este un fenomen obișnuit. Este un fenomen nefericit, dar este obișnuit. Poporul peste care este chemat numele meu trebuie să se smerească. A doua pastilă, pentru că poporul e pacient, trebuie să se roage. Smerenia adevărată se asociază cu rugăciunea și cu reforma spirituală. Vă dau exemplu împăratului Manase.
Împăratul Manase a fost pricină că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău, mai mult decât toate neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar el n-a vrut să asculte. I-a vorbit Dumnezeu și nu l-a băgat în seamă. Muritorul nu l-a băgat pe Creator în seamă. Atunci Dumnezeu a trimis împotriva lor circumstanțe ca să-i pună în teasc, ca pe măsline din care se scoate unde lemnul, ca pe struguri din care se stoarce mustul. A trimis împotriva lor căpetenia oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri. L-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus în Babilon. Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului și s-a smerit. Cine se smerește, se roagă, și cine se roagă, se smerește. Cine nu se roagă, nu se smerește, și cine nu, smerește, nu se smerește, nu se roagă. Aceste două lucruri sunt surori gemene, sunt asociate. Nu există om smerit să nu se roage și nu există om rugativ să umble cu nasul pe sus. Dincolo de faptul că rugăciunile lui sunt făcute de formă pentru aparență și etichetă. Și observați că omul ăsta se întoarce în Israel și face reformă spirituală. Spune cuvântul Domnului, Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. A zidit afară din cetatea lui David, l-a pus un zid care se întindea până la poarta peștilor. A pus căpetenii, a înlăturat din casa Domnului Dumnezeii străini, idolul Astartei, a dărâmat toate altarele pe care le zidise pe munte, a așezat din nou altarul Domnului, a adus din nou jertfe de mulțumire. I-a vorbit Dumnezeu, nu l-a băgat în seamă, dar l-a luat Dumnezeu și l-a pus la strâmtoare. Și atunci s-a predat și a spus, mă predau! A luat steagul alt și a spus, mă predau, Doamne, nu mai mă strânge, că nu mai pot să suport. Stop, mă predau, mă smeresc și mă rog. Mă întorc în țară și fac reformă, crede-mă, Doamne, mă pocăiesc până în praful de pe drum. Manase, de ce e nevoie, vorba psalmului 32, cu un frâu să vin și să te conduc, când tu ești om creat după chipul și asemănarea mea și ai în tine gândul veșniciei și Scriptura și Duhul meu? Din inițiativă personală ar fi trebuit să faci lucrurile astea. De ce mă pui în situație să te pun în necazurile vieții, să plângi, să-ți însângerezi viața și familia și să rămână în urma ta această tragedie ca un exemplu pentru copiii tăi? De ce? Și Manase tace, dar în mintea lui zice așa, pentru că așa sunt oamenii, Doamne, de cele mai multe ori, răi, neascultători și uneori fac ce nu vor să facă. Că aceasta este legea păcatului care domnește și neputința de a-i sta împotrivă și de a-ți controla viața în lumina Evangheliei, despărțit de puterea Duhului care te-ar fi ajutat. Rugăciunea aceasta trebuie făcută pentru împlinirea nevoilor vieții. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie, pământul și-a dat rod. Iacov 5:18. Rugăciunea aceasta trebuie făcută nu numai pentru nevoile fundamentale ale vieții, ci și pentru necazurile vieții. Estera a vorbit din nou înaintea apăratului, s-a aruncat la picioarele lui, a plâns, a rugat să oprească urmările răului lui Haman. Și Dumnezeu i-a dat izbândă, Estera 8:3. Sau rugăciune pentru pocăință. Doamne, jumătate din averea mea pe care am acumulat-o într-o viață cu tot felul de metode necinstite, o dau la săraci. Și pe cine am păgubit, am furat, am mințit, îi dau înapoi de 4 ori. Doamne, mă pocăiesc! Doamne, iartă-mă, n-am știut ce fac! Am avut mintea întunecată! Am fost pus într-o cutie a răutății! Doamne, diavolul m-a pus să fac lucrurile astea, dar nu mi-am dat seama! Acum mă pocăiesc! Și Dumnezeu spune, am să vin în casa ta, mă bucur de pocăința ta! Ce Dumnezeu bun avem! Lăudat să fie numele Lui! Și rugăciunea aceasta poate fi făcută la inițiativă personală sau poate fi impusă de necazurile vieții. Inițiativă personală, Psalmul 42:1. Cum dorește cerbul izvoarele de apă, Doamne, așa te doresc eu pe tine. Cum vrea animalul acela să bea apă care n-a mai băut de 2 zile, Doamne, așa mi s-au uscat buzele sufletului, inimii, de dorul tău și de dragul tău. Doamne, te iubesc nu pentru că mă binecuvintezi. Te iubesc nu pentru că am nevoie să mă vindeci sau să mă ierți. Te iubesc pentru că în inima mea te admir, Doamne. Te iubesc mai mult decât îmi iubesc ochii din cap. Te iubesc, Doamne, ești frumusețea inimii mele. Când ajungi să simți asta, ești un alt om și ești un om fericit. Există însă și o rugăciune impusă de circumstanțe.
Iona este trimis în misiune și îi spune lui Dumnezeu, să crezi tu că mă duc, și fuge. Fuge în direcția inversă. Trebuia să ia vaporul încolo și îl ia încolo. Și te uiți la el și spui, bă, dar ce fel de om e ăsta? Da, dacă nu vrea, nu vrea. Dumnezeu spune din cerul, lasă că o să vrea el. Și suflă Dumnezeu și se fac valuri. Și mai să se ducă corabia la fund. Și Iona, care se ascunsese în cală, adică în partea de jos a vaporului, iese pe punte și spune, oameni buni, eu-s problema, la revedere! Și sare în apă. Și Dumnezeu îi spune unui pește, înghite-l. Să-l înghite? Da! Și după ce îl înghite, du-te la mal și scoate-l afară. Pe mal? Da! Și în călătoria din mare până la mal, Iona a înlemnit de frică. Imaginați-vă ce context era. Acum nu mai era în vapor, era în pește, tot în apă, dar puțin diferit. Și dintr-o dată învață lecția rugăciunii. Nu mai putea să aleagă direcția, că peștele se ducea unde vrea el. Și acolo în pântecele peștelui spune, Doamne, ce om fără minte sunt. Ce-o fi avut eu în cap că am fugit de tine? Ce mi-o fi trebuit mie să mă pun cu tine, Doamne? Doamne, iartă-mă, te rog frumos, scoate-mă de aici! Și dintr-o dată peștele îl pune jos. Îl pune pe mal. Însă știți ce face Iona? Uitați ce spune. A, Doamne, nu era asta ceea ce am anticipat eu? Că mă duc la Ninive și eu pe ăștia nu-i suport. Știi de ce? Păi bunicul meu a fost omorât de asirieni când au venit și au cucerit Israelul. Așa mi-a spus bunica, că un asirian l-a omorât pe bunicul. Eu pe ăștia nu-i înghit, eu am o ură pe ei până mor și pe fiul meu îl învăț să-i urească la fel cum mi-am urât eu. Și dau poruncă și pe fiul să-l învețe la fel, adică pe nepotul meu. Dar îl înghite peștele și se lecuiește și spune, Doamne, iartă-mă, dacă nu te rogi nici în pântecele peștelui, pe mal nu o să mai ajungi în veac? Poporul meu trebuie să se smerească. Poporul meu trebuie să se roage. Poporul meu trebuie să caute fața Domnului. Iată partea de moștenire a celor ce cheamă pe Domnul, a celor ce caută fața lui Dumnezeu. Acela va căpăta binecuvântarea, starea după voia lui dată de Domnul mântuirii mele. Psalmul 24:6. Oamenii vor binecuvântarea, dar nu-l vor pe Dumnezeu. Căutați mai întâi, vă aduceți aminte de cuvântul acela pe care uneori noi îl citim sau îl reproducem greșit? Scriptura ne învață că în primul rând trebuie să căutăm adevărul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu, pentru că El ne binecuvintează. Oamenii vor binecuvântarea, dar nu pe Dumnezeu. Dumnezeu este incomod uneori. Te pune să te rogi, să postești, să te sfințești, să renunți la țigări, să renunți la prostii, să devii neprihănit, să termini cu lucrurile alea urâte din tinerețe, să oprești compromisul. Dumnezeu te pune la treabă și asta te scoate din confort. Nu mai poți să faci ce vrei. Stă cu ochii pe tine și nu numai că stă cu ochii pe tine, dar a pus ceva aici în mintea ta și cum faci o prostie, cum nu mai poți să dormi toată noaptea? Uite așa te înșurubezi, iei o pastilă și nu ți ajunge, tot te învârți și nu te ia somnul până dimineața. Și zici, domne, nu puteam eu să-mi văd de treabă, ce m-am apucat eu să vorbesc și l-am întristat pe omul ăsta? Domne, înainte îl băteai și n-aveai nimic, că erai nepocăit, dar acum numai un pic ai zis o vorbă și nu mai poți să dormi o noapte. Că Dumnezeu a pus aici conștiința și conștiința își face treaba și spune, ce ai căutat omului Dumnezeu să faci asta? Ce ai căutat omului Dumnezeu să te bagi în problema asta care nu te privește? Cum ți-ai permis tu să pui mâna pe lucru care nu e al tău? Ce caracter ai tu de umbli cu treburi din astea? Care e diferența între tine și oamenii din lume păgânii? Nu ești tu la fel ca ei? Și nu poți să dormi. Ai glasul conștiinței care te macină și te frământă. Și te trezești dimineața și spui, Doamne, ce a trebuit să fac eu asta? Am crezut că o să mă simt bine și o să fiu fericit. Și vai de mine cum sunt. Poporul meu trebuie să se smerească. Poporul meu trebuie să se roage. Poporul meu trebuie să caute fața mea. Poporul meu, ce spune Domnul? Poporul meu trebuie să se abată de la căile lui rele. Aș vrea să vorbesc un minut, două despre asta și ne apropiem de încheiere. Căile unui om
sunt obiceiurile care îi guvernează viața. Modul lui de viață. Aduceți-vă aminte de Isaia 53:6. Fiecare își vedea de drumul lui. Când spui fiecare își vedea de drumul lui, ce spui? Spui că fiecare om are anumite tabieturi, anumite moduri de viață, anumite obiceiuri care îl caracterizează. Și pe astea le face de luni până luni. Tot timpul, în toată viața lui. Fumătorul e fumător, fumează, bețivul e băutor, bea, nu bea din când în când, bea în fiecare zi, ăsta-i drumul lui. Mincinosul minte zilnic, bârfitorul bârfește zilnic, ăsta-i drumul lui. Și uitați ce spune Domnul, să se abată de la căile lui, care toate, păi nu toate, că e viu, nu-i mort, să se abată de la căile lui rele. Căile unui om nu înseamnă ce face într-o zi din viață, ci înseamnă ce face în fiecare zi. Căile unui om nu înseamnă ce face în mod accidental, ci ce face în mod obișnuit, repetat. Voia lui Dumnezeu pentru poporul său este neprihănirea, sfințenia desăvârșită. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. 1 Ioan 2:1, prima parte. Care muritor ar intra în ceruri dacă de la botezul în apă până acum n-ar fi trebuit să mai păcătuiască niciodată? De aceea apostolul continuă. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la dreapta lui Dumnezeu un mijlocitor. Dumnezeu știe despre probabilitatea că omul, la nivel accidental, va face tot felul de greșeli dacă cineva a căzut deodată într-o greșeală. Voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați, nu-l disprețuiți, nu-l săriți în spinarea lui, nu-l mai tot loviți în cap, dar dacă a căzut deodată într-o greșeală. Dar dacă cade în fiecare zi într-o greșeală, aia este deja un drum, este o cale rea și trebuie să se pocăiască. Vreau să spun în încheiere următorul lucru. L-am mai spus și am să-l mai spun ori de câte ori am ocazia. Frați și surori, Dumnezeu privește diferit un om care alunecă deodată într-un păcat pe care îl mărturisește și pe care îl părăsește, față de omul care trăiește într-un păcat, pe care îl mărturisește, dar pe care nu îl părăsește niciodată. Între acești doi oameni este diferență cât de la iad la rai. Așa spune cuvântul Domnului. Este diferență cât de la iad la rai. Păcatul accidental pe care omul îl mărturisește și îl părăsește este diferit de păcatul obișnuit, de calea rea pe care merge toată viața, pe care omul îl mărturisește sau nu, dar nu îl părăsește niciodată. Și păcatul ăsta îl caracterizează. Și când îl vezi pe omul ăla, vezi păcatul ăla. Și știi că l-a făcut de când îl cunoști, de 10 ani, tot așa este. Nu s-a schimbat niciodată. A venit 2005, nu s-a schimbat. A venit ianuarie 2006, nu s-a schimbat. A venit ianuarie 2007, 2008, 2009, e același om. Și să știți că în ianuarie 2010 tot la fel va fi. De ce? E drumul lui pe care se duce unde? În iad. Se va abate de la căile lui rele. Dacă va face asta, atunci eu, Domnul, un popor sfânt, pacientul, o viață sfântă, tratamentul, un medic sfânt, vindecarea. Dar ne oprim aici, fiindcă s-a încheiat timpul și nu vreau să trecem peste program. A fost destul 2 ore și un sfert. Vreau în încheiere însă să vă spun despre un articol pe care l-am citit. Ascultați-vă rog cu atenție. Într-un oraș din California, în Arlington, cu ani în urmă trăia Jim Preston, care era cunoscut ca om de bine și provenea dintr-o familie foarte onorabilă. Odată la o partidă de poker și-a pierdut echilibru și și-a împușcat prietenul la nervi. A fost arestat pe loc. Jim a compărut în fața tribunalului și a fost condamnat la moarte. Disperați, părinții lui au lansat o campanie de apel la guvernatorul statului California pentru grațiere. Fiind o familie cu nume bun, o mulțime de oameni s-au alăturat cu petițiile lor. Se pornise o adevărată campanie cuprinzând și localitățile din zonă. În fiecare zi soseau la biroul guvernatorului teancuri de scrisori. În ultima vreme funcționarii lui le aduceau cu mașina de multe ce erau. Guvernatorul era un bun creștin și ca unul care se simțea reprezentantul poporului a hotărât să semneze actul de grațiere. Întrucât însă comunicarea veștii era un act foarte solemn, s-a hotărât să-i ducă grațierea personal. A fost însoțit de un gardian, de un polițist. Guvernatorul s-a îndreptat spre celula condamnatului la moarte. Jim se afla chiar la vizetă, la orificiul acela în ușa de fier. Avea fruntea lipită de zăbrele și a așteptat disperat o intervenție, se ruga pentru o intervenție. Când Jim i-a văzut pe cei doi apropiindu-se, a devenit mânios. Lăsați-mă în pace! Ești al 6-lea care mă bați la cap cu crucea! Lasă-mă în pace!
Guvernatorul a încercat să se apropie și să-i spună: ascultă-mă, tinere, am o veste bună pentru tine, am chiar vestea pe care o aștepți, n-am nevoie, sunt sătul de asta, lasă-mă în pace! Prietene, dă-mi voie să vorbesc, pleacă, pleacă, dacă nu chem garda! Întristat, guvernatorul mai făcu un apel: în numele lui Dumnezeu te rog, dă-mi voie să spun de ce am venit la tine și plec. Gardă, gardă, ia sutana asta de aici! Îmi pare rău, a spus guvernatorul însoțit de gardian și a plecat. Imediat după ce a plecat, gardianul s-a întors și a spus: ești nebun, a fost guvernatorul, avea actul de grațiere. Jim aproape că a leșinat, a cerut repede o hârtie și a scris. A scris o petiție scrisă către guvernator pentru că nu îi se permitea să ajungă acolo și să-i o ducă repede. Domnule guvernator, îmi cer iertare, îmi pare rău, nu v-am cunoscut, n-am știut că sunteți dumneavoastră. Când petiția a sosit în câteva clipe la masa guvernatorului, o citi, apoi întoarse foaia și scrise pe dos următoarele cuvinte: cazul nu mai prezintă interes, clasat. Înainte de a fi executat, Jim Preston a fost întrebat de ultima lui dorință. Cu ochii căzuți în orbite, cu privirea pierdută, Jim a spus: ultima dorință? Da. Vă rog să scrieți la toți tinerii din America: Jim Preston nu moare pentru că a ucis un om, ci pentru că a respins iertarea oferită. A doua zi după execuție, revista Arlington Time a publicat cu vâlvă cazul și testamentul său, care a pornit să facă ocolul Americii. Vii de mulți ani la biserică. Dumnezeu îți cunoaște toate sacrificiile financiare, umane, fizice, știe tot ce ai făcut de o viață. Dumnezeu te iubește, dar dacă nu vrei să te pocăiești, crede-mă, crede-mă că nu o să ai parte de speranța pe care ai avut-o o viață. Trebuie să te smerești anul ăsta. Trebuie să-ți faci planuri concrete să te smerești. Trebuie să te rogi anul acesta. Trebuie să folosești orice împrejurare să te rogi. Trebuie să cauți fața Domnului anul ăsta, neapărat și în fiecare zi, mai mult decât orice altceva. Și trebuie neapărat să renunți la păcatele permanente care te caracterizau și pe care le ascunzi de familie și de biserică. Seara aceasta vă invit, scumpii mei, să ne ridicăm toți în picioare, să stăm înaintea lui Dumnezeu cu conștiința noastră și ca și tânărul acesta să acceptăm că Dumnezeu nu va trimite pe nimeni în iad pentru că este rău. Toți oamenii sunt răi, ci în iad vor ajunge oamenii care, fiind răi, nu vor să se pocăiască. Vă chem să ne rugăm, să ne pocăim și să ne punem în inima noastră dorința să ne smerim, să ne rugăm, să căutăm fața Domnului și să ne abatem de la păcatele permanente care ne caracterizează. Intrăm în rugăciune și împreună ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.